Tot mai multe minore din județul Gorj se prezintă lunar în policlinica Spitalului Județean pentru întrerupere de sarcină. Avortul a devenit un fenomen la ordinea zilei, iar cel mai îngrijorător lucru este că din ce în ce mai multe minore apelează la el. Acum nu mai este o limită, să zicem, de vârstă și nu. Fetele își încep viața sexuală foarte devreme, necontrolat, fără cunoștințe despre ceea ce înseamnă viața sexuală și ăștia sunt la ordinea zilei. Nu mai este o surpriză pentru noi. Chiar dacă un avort implică riscuri majore, de la perforarea uterului, pierderea capacității de a mai face vreodată copii și până la hemoragie și infecție care pot duce la deces, tinerele nu țin cont de acest lucru. De la cea mai gravă chestiune care foarte multă lume o pierde din vedere este decesul. S-au întâmplat chestii de genul ăsta și toată lumea este șocată cum dintr-un avort să se moară. Da, dintr-un avort se poate și muri. Există această chestiune. Că este mai rar în ultimul timp, asta este cu totul adevărat, dar riscul major este decesul persoanei respective. Și urmează toate celelalte. La femeile care sunt, după, să zicem, o întrerupere, se sunt foarte tinere, sterilitatea feminină, infecțiile care după avorturi repetate sunt mult mai frecvente și cu mult mai multe probleme pentru femeile respective. Minorele trebuie să vină însoțite atunci când se hotărăsc să apeleze la medic pentru întrerupere de sarcină. Medicii spun că odată ajunse la spital, nu au întâlnit până acum niciun caz în care minorele să se răzgândească.